Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia oferă șansa comunităților locale din zona eligibilă a proiectului să obțină finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea de proiecte comune între cele două țări. Este noul program pe perioada 2014-2020. Comparativ cu perioada anterioară, există o serie de modificări. În primul rând, mărirea zonei eligibile pe partea sârbă, prin adăugarea districtului Podunavski, alături de celelalte districte, Banatul de Nord, Central, de Sud, Borski și Branicevski. Suma pe perioada 2014-2020 este de 89 de milioane de euro, aproape dublu față de alocarea financiară aferente perioade anterioare. Termenul de depunere a proiectelor va fi 15 ianuarie 2016 pentru proiectele normale și 15 martie 2016 pentru proiectele strategice. I can say that cross-border cooperation between Romania and Serbia is a confirmation of traditionally good relationships between our two countries. In the last 10 years we implemented a lot of projects, invest millions of euros in development of border region of both countries. Beneficiarii eligibili ai proiectului sunt primăriile și consiliile județene, autorități naționale și regionale, prefecturi, instituții medicale și de învățământ, camere de comerț, muzee, instituții de cultură, sport și asociații neguvernamentale. Suntem pregătiți, chiar am și scris proiectele. Cel mai important pe care ne-l dorim și noi și administrația Kladovo este acela de a ne apleca mai mult asupra simbolului pe care îl avem pentru întreaga lume, adică și noi și ei, piciorul podului lui Traian. Noi am propus reconstruirea, refacerea intrării pe pod și a primei arcade. Ei au agreat propunerea noastră și, bineînțeles, crearea unor evenimente culturale care să pună mai bine în valoare ceea ce păstrăm cu sfințenie de mii de ani și trebuie să transmitem mai departe. Este o sursă de finanțare prin care noi preconizăm să punem în aplicare planul de management al ariei protejate Geoparcul Platoul Mehedințului. Dorim să accesăm pe sesiunea 2014-2020 și pe România-Serbia, ca și cum am depus pe România-Bulgaria, unde avem depus proiecte, mai multe proiecte. Ședința aceasta fiind de informare, vrem să vedem ce ne poate oferi. Este un lucru foarte binevenit, îl așteptăm de foarte mult. Acum a început axa prioritară Iugoslavia-România. Ne bucurăm, avem foarte multe proiecte care vrem să le punem în derulare cu partenerii din partea iugoslavă. Sperăm să fie o lucrare bună și să putem să accesăm și noi niște fonduri pentru comunitățile locale care sunt și așa, sunt foarte, foarte sărace și avem nevoie de acești bani. Printre proiectele care se finanțează, regăsim activitățile din domeniul cultural, cele din domeniul sănătății, al turismului, pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă, dar și pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport și din alte domenii.